Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mă bucur, dragi mei, să vă salut din nou la această întâlnire pe care o avem în fața micilor ecrane, dumneavoastră, în fața camerei de filmat eu și unii și alții înaintea lui Dumnezeu. Am rămas dator să continui cu partea a doua, învățătura pe care data trecută am avut-o, pornind de la vizita pe care Domnul Iisus Hristos o are în casa unui preot fariseu cu numele Simon. În Evanghelia după Luca, la capitolul 7, găsim istoria aceasta, istoria în care am văzut că acolo, acasă la omul acesta, unde era posibilitatea să intre și alții neinvitați în curtea, în gospodăria omului, când avea pe cineva care era un rabin, un învățător, și doreau oamenii să audă învățăturile acelui rabin, putea deci să vină oricine și să intre acolo, fără să fie și el sau ea invitat. Așa a venit femeia aceasta din istoria noastră. De asemenea, am remarcat faptul că Femeia aceasta a făcut obiceiurile pe care nu le-a respectat, nu le-a practicat pentru Domnul Isus ca și gazdă, Simon, preotul fariseu. Atunci când se respecta o gazdă, dacă avea un invitat, obișnuia să-i spele picioarele atunci când intra în curtea sau în casa lui, oaspetele respectiv. Obișnuia să-i dea o sărutare și obișnuia să-i ungă și capul cu un undele mirositor, ca un parfum. Or Simon nu a făcut niciuna din aceste lucruri. În același timp vedem că femeia, femeia respectivă care era considerată ca o femeie păcătoasă de către Simon Fariseul și am înțeles că a fost într-adevăr o femeie care a fost o femeie destrăbălată, prostituată, păcătoasă până nu de mult. Dar sensul este că ea a încetat de o anumită vreme să mai trăiască în păcatele pe care le-a săvârșit până atunci. Dar femeia aceasta, venind în casa lui Simon, a practicat lucrurile acelea. Însă nu a avut lighea, nu a avut prosop să spele și să șteargă picioarele Domnului, dar s-a așezat la picioarele lui Isus și stropea cu lacrimile ei, plângând. Exprimându-și regretul pentru viața pe care a trăit-o până atunci, în perioada când nu l-a cunoscut pe Domnul Isus, și a, a șters cu lacrimi, a șters lacrimile cu care îi spăla picioarele Mântuitorului, i-a șters picioarele apoi cu părul ei, un act de umilire, să-și desplătească ea părul, pentru ei era un act de mare umilire, o mare umilință. Apoi săruta e, picioarele Domnului. Simon nu i-a dat sărutare lui Isus, iar ea sărută picioarele Domnului Isus. Simon nu i-a un scapul cu un de lemn, iar ea și-a deschis flaconul cu e, un de lemnul, cu parfumul mirositor și a uns picioarele Mântuitorului. Și Domnul Isus Hristos spune pilda aceea și învățătura aceea cu doi datornici, 500 de lei și 50 de lei, în original dinari care însemna un dinar munca pe o zi, remunerarea muncii pe o zi la o persoană în vremea respectivă. Ei bine, unul avea 500 de lei și celălalt 50 de lei. Cel cu 500 de lei îl reprezintă pe Simon, care rectific pe femeia păcătoasă. Femeia păcătoasă care are o datorie mare pentru că a avut foarte multe păcate. 50 de lei este datoria pe care o are Simon. El reprezintă omul care are o datorie mai mică, dar niciunul nu are cu ce să plătească și stăpânul i-a iertat pe amândoi. Acum am spus despre câteva lecții și aplicații pe care ar fi bine să le avem în vedere. Prima am menționat-o și acolo am uh, întrerupt, urmând să continuăm. Faptul că fiecare dintre noi suntem datori. Toți avem datorie. Toți oamenii sunt datori. Dragii mei, noi avem datorii diferite. Sunt unii oameni care nu conștientizează, dar noi suntem datori față de generația anterioară pentru anumite lucruri de care ne bucurăm în generația noastră. Suntem datori de starea de democrație, de pildă, pe care noi o avem în România. Și uităm că suntem datori unor oameni care au luptat, care s-au sacrificat, care au riscat, unii și-au pierdut viața pentru ca noi să ne bucurăm de libertate, de democrație. Cei care ați trăit și ați ajuns la o adolescență, tinerețe până în anii 89, când Revoluția a schimbat în România. Puteți să vă amintiți faptul că aveam limitat 250 de grame de carne în fiecare lună de persoană. Asta era rația. Sau aveam dreptul la 20 de litri de benzină pe lună pentru fiecare mașină. Nu aveam mai mult, 20 de litri. Și pentru aceea trebuia să stăm la rând, la coadă câteodată două zile și două nopți pentru ca să ne luăm rația de 20 de litri de benzină. De asemenea, erau tot felul de lucruri care ne îngrădeau. Pâinea a fost la rație, untul a fost la rație, greutățile au fost foarte mari, nu aveam lapte pentru copii. De multe ori nu găseam laptele, laptele care era atât de necesar pentru copilașii noștri. Este ușor să uiți lucruri de felul acesta. Dar noi suntem datori. Suntem datori față de cei care au luptat ca națiunea noastră să fie o națiune liberă. Avem datorii față de mulți oameni, nu le mai putem plăti datoriile. Avem însă datorie față de Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem datori lui Dumnezeu. Și este bine ca să ținem cont de lucrul acesta. Ceea ce Simon a uitat este exact acest lucru. A uitat că și el are datorie. Au uitat că și el este un om păcătos. Dacă el nu a păcătuit, probabil că păcatele lui nu erau niște lucruri recunoscute urgent, foarte simplu, ca și păcate comise, datorită faptului că erau eventual niște păcate ale inimii. Dar toți oamenii au păcătuit, toți oamenii au păcate și Simon era și el un păcătos. Este ușor, așa cum vă spuneam, să considerăm că nu avem datorie față de nimeni, dar avem datorii față de cei care au determinat ca noi să ne putem bucura de binecuvântările materiale pe care le avem, de legile care le avem și alte lucruri de care noi beneficiem. Avem o mare datorie și asta este cel mai important, o mare datorie față de Dumnezeu. Datoria noastră față de Dumnezeu care a plătit prețul răscumpărării noastre, care nu a stat departe de nevoile noastre, necazurile noastre, greutățile, problemele cu care noi ne-am confruntat, de păcatele și starea noastră pierdută în care am fost noi. Toți suntem datori față de bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu care ni s-a dăruit. Aceasta este prima învățătură care trebuie să o avem în vedere, faptul că toți suntem datori. Al doilea lucru aș vrea să-l menționez, nici unul dintre noi nu putem să ne plătim datoria. Domnul Iisus Hristos zice, versetul 42 din Luca 7, zice că mătarul acesta, care -i avea pe cei doi datornici, zice, i-a iertat, fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Vedeți, nici unul dintre noi nu putem să plătim datoria. Nu aveau cu ce să plătească. Imaginați-vă cum am putea noi să plătim celor care au murit, generațiilor trecute, care s-au sacrificat, s-au dăruit pentru ca noi să ne putem bucura de libertate, de liniște în interiorul granițelor în care suntem și așa mai departe. Nu putem să plătim. Nu putem să plătim față de Dumnezeu datoria pe care noi o avem. Domnul Isus Hristos a spus-o foarte clar. Nici unul nu a putut să plătească. Da, vedeți, femeia aceasta a stat la picioarele Domnului Isus Hristos, i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și le-a udat e, cu lacrimile ei și le-a șters cu părul capului ei, apoi le ungea cu un de lemn, le săruta mult. Aceasta însă este o expresie a recunoștinței ei față de iertarea pe care a primit-o. Și nu este e, sensul biblic aici Faptul că femeia aceasta a fost iertată pentru ceea ce ea a făcut. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune, de aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iarte puțin, iubește puțin. Sensul pe care îl percepem când citim aici, poate să fie foarte simplu că ei s-a iertat mult pentru că ea a iubit mult. Nu, nu. Ci atunci când spune Domnul Isus Hristos căci, el se referă nu la cauză, ci la consecință. Cu alte cuvinte, dovada iertării acestei femei. Ea a fost iertată. Și dovada iertării acestei femei vine tocmai din faptul căci ea iubește așa de mult. Deci, pentru că iubește așa de mult, aceasta a devenit dovada iertării pe care ea a primit-o. Dar nu a primit iertarea pentru că a iubit mult, pentru că s-a așezat la picioarele Domnului Isus Hristos? Deci, niciunul dintre noi nu putem să ne plătim datoria. Nu ne plătim datoria față de Domnul, față de Dumnezeu, prin ceea ce eventual am putea noi să facem din momentul în care datoria ne este plătită de către Domnul Isus. Noi trebuie să credem și primim iertarea datoriei noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu putem noi, prin faptele noastre, prin dărniciile noastre, atitudinile noastre, bune de, altă, de altfel, dar nu putem să ne plătim noi datoria. Nici unul dintre noi nu putem să plătim datoria pe care o avem. O datorie pe care nu putem să o plătim, așa cum este datoria noastră față de Dumnezeu ar trebui să ne conducă la a fi recunoscători datorită iertării pe care am primit-o. Ar trebui ca așa cum a fost femeia aceasta, care a venit la Domnul Isus Hristos și și-a exprimat iubirea față de Domnul, recunoștința ei, mulțumirea ei, gratitudinea ei, prin actul acesta, umilindu-se, totalmente umilindu-se, în, în, în maxima umilință la care putea cineva în zilele acelea să se coboare, a spăla picioarele cuiva însemna o acțiune a unui rob. Mai mult, femeia aceasta s-a așezat la picioarele lui, a stat la picioarele lui în sensul că îl recunoaște că este superior, că recunoaște că este stăpân, că este învățătorul ei, chiar recunoaște că este domnul ei. Această femeie îl recunoaște pe Mântuitorul, pe Domnul Isus Hristos. Ei bine, femeia aceasta face lucrurile acestea ca un act al recunoștinței. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu ne, ne învață că atunci când noi facem lucrurile respective pe care le facem, că slujim lui Dumnezeu, că aducem laudă lui Dumnezeu, că îl onorăm pe Dumnezeu cu slujirea noastră, aceste lucruri le facem ca mulțumire din partea noastră față de ceea ce El a realizat în noi. Schimbarea, trăirea noastră, iertarea noastră, mântuirea noastră. De fapt, dragii mei, aceasta este tot ceea ce noi putem să facem să fim recunoscători lui Dumnezeu. Noi nu putem să plătim ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Noi trebuie să ne supunem și să-i fim recunoscători, să ne închinăm lui și să îl slujim, nu ca să ne ierte, nu ca să ne mântuiască, ci pentru că El ne-a iertat, pentru că El ne-a mântuit. Putem căuta să ajungem să ducem vestea bună, ca să primească și alții iertarea și să vină și ei să fie câștigați prin credința în Domnul Isus Hristos. Putem să facem orice lucruri de felul acesta, închinare, recunoștință, mulțumire, rugăciune, slujire, predicare, cântare la adresa lui Dumnezeu, vestirea mesajului Evangheliei. Putem să muncim foarte mult dacă vreți, putem să ne dedicăm și să muncim pentru gloria lui Dumnezeu, dar numai 5-4 ore să dormim și totuși nu vom fi nici așa, în stare niciodată să plătim datoria noastră față de Dumnezeu. Fiecare suntem datori și niciunul nu putem să plătim datoria. Recunoștința noastră exprimată față de Dumnezeu în slujirea Lui, în iubirea pe care o dăruim, în mulțumirea permanentă pe care o avem față de El, de Dumnezeu, de fapt înseamnă o dovadă a faptului că El, într-adevăr, ne-a dat mântuirea, ne-a dat iertarea. Deci, iată, dragii mei, niciunul nu ne putem plăti datoria. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a catalogat și ne-a așezat în categoria oamenilor datori. Suntem datori și nu ne plătim datoria niciunul dintre noi. În al treilea rând, iertarea noastră este disponibilă. Iertarea ta, indiferent cine ești, ești pus în categoria oamenilor care pot beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Avem datorii, nu le putem rambursa, nu le putem plăti, dar avem nevoie de iertarea datoriilor pe care noi le avem. Și slavă lui Dumnezeu că iertarea noastră este disponibilă. Că datoria noastră poate să fie plătită. Noi putem să fim iertați. Însă, vedeți, iertarea nu este gratuită. Apostolul Pavel pune lucrurile așa de frumos când scrie în epistola pe care o adresează unei biserici, Bisericii de la Colose. Scrie acestei biserici și Pavel vine și spune despre iertarea datoriei noastre. El zice în epistola pe care o scrie Colosenilor, la capitolul 2, zice, În trupul lui Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, în trupul lui Isus, a îndepărtat, a înlăturat vrăjmășia și ne-a adus să ne facă oameni noi și ne-a împăcat în trupul Domnului Isus Hristos. Și prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Iată cum noi, dragii mei, am fost iertați. Iată cum noi am fost primiți. Continui să citez aici ce spune Apostolul Pavel. Zice, el a șters zapisul în Coloseni, capitolul 2, zice, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră, ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Când spune că a șters zapisul cu datoria noastră, care ne era potrivnic, se referă la o imagine pe care o găsim în perioada de acum 2000 de ani în închisorile din vremea respectivă. Ce se întâmpla atunci era faptul că atunci când era închis un întemnițat, pe ușa închisorii, pe ușa temniței sale era pus zapisul acesta în care era înregistrarea lucrurilor pe care le-a săvârșit și pentru care trebuie să plătească. Și în momentul în care a terminat de plătit toată datoria, pentru furt, pentru tâlhărie, pentru crimă și în momentul în care a plătit datoria, atunci peste zapis se trăgea o linie și se scria toată datoria iertată. Ușa închisorii era deschisă și omul era liber. Asta spune aici Apostolul Pavel, că prin Domnul Isus Hristos, prin faptul că Isus a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, Dumnezeu ne-a dat iertare. Noi eram condamnați pentru anumite păcate, în zapisul nostru este, este evidențiată lucrarea noastră, a vieții noastre, sunt evidențiate păcatele noastre, dar peste ele Dumnezeu șterge și spune toată, toată datoria iertată, în termenul original era tetelestai toată datoria iertată s-a sfârșit, s-a terminat de plătit datoria. De fapt, este cuvântul pe care l-a rostit Domnul Isus când era pe cruce. S-a isprăvit, tetele stai, datoria este plătită și noi putem să fim iertați. Iertarea aceasta este disponibilă pentru toată lumea. Femeia din istoria noastră, de aici din Luca, din capitolul 7, femeia aceasta avea o datorie foarte mare – și Domnul Iisus recunoaște păcatele ei care, da, sunt multe, ea are o listă mare de păcate. Era o prostituată de meserie, se pare, din textul original. Așa se înțelege? O femeie păcătoasă. O femeie care practica prostituția în orașul respectiv, în cetatea respectivă. Da, are o datorie foarte mare. Recordurile sunt, sunt foarte, foarte multe. Sunt superioare recordurilor și, și, și listei pe care o are Simon, care este un om religios de altfel. Dar Domnul Iisus Hristos spune, chiar dacă acest record, chiar dacă această listă este foarte mare, și la femeia aceasta, păcatele ei care sunt multe, cu toate evidențele, are trecut, tetele, stai, are trecut, iertate sunt păcatele, toată datoria este plătită. Vedeți, toți suntem datori, fiecare dintre noi. Nimeni nu poate să-și plătească datoria. Dar, minunata veste este că datoria poate să ne fie plătită. Poate să ne fie considerată, de fapt, ca fiind plătită. Fiecare dintre noi avem disponibilitatea de a primi iertarea datoriei, de a beneficia de ea, pentru că, de fapt, ne este oferită. Dar, de drept, o primim atunci când. Facem ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, pentru că este disponibilă, trebuie să ținem cont că iertarea aceasta totuși costă. Niciodată nu se face fără să coste. Pe creditorul acela, pe proprietarul care a iertat pe cei doi datornici cu 500 și cu 50 de dinari, l-a costat 550 de dinari. Adică l-a costat 550 de zile de muncă remunerată a, a, a oamenilor respectivi. Era valoarea muncii la 550 de zile de muncă. Deci, probabil că undeva, cu, cu, dacă adunăm, este mai mult de 2 ani de zile, cât ar fi cu 5 zile pe săptămână de muncă l-a costat pe stăpânul acesta. Când Dumnezeu a spus faptul că te iert de păcatul tău și când vine și ne spune lucrul acesta, să ținem cont că pentru ca să ne spună aceasta, pe el, pe Dumnezeu, l-a costat. L-a costat așezarea lui Isus Hristos pe cruce, acceptul ca Domnul Isus să fie așezat, Fiul lui Dumnezeu, să fie așezat pe cruce la Golgota. Să fie în cele mai crunte chinuri în care se murea în antichitate, răstignit, să stea între cer și pământ, ca să plătească prețul care l-a costat pe Dumnezeu pentru ca noi să putem să fim iertați, ca iertarea să ne fie disponibilizată și toți să putem să avem dreptul să beneficiem de ea. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă invit să ne bucurăm de libertatea pe care putem să o avem în Domnul Isus Hristos. vreau să închei cu o ilustrație referitoare la un sergent care în timpul războiului am înțeles că a fost rănit și cu sacrificiu foarte mare și cu riscul vieții, un major din, din armată care a observat faptul că nu mai poate să se retragă de acolo și că este rănit acest sergent, a trecut printre gloanțe și a riscat viața, s-a dus la luat în spatele său și l-a adus în tranșeu și apoi l-a salvat în felul acesta. Amândoi, și sergentul și ofițerul respectiv, au supraviețuit războiului. A mai trăit acest sergent încă 25 de ani, mai mult decât el a trăit ofițerul care îl salvase. În fiecare an, în luna aprilie, care era luna în care sergentul a fost salvat de către superiorul său, acest sergent îi scria o scrisoare ofițerului respectiv și îi aducea cuvintele de recunoștință, cuvintele de mulțumire și își exprima bunătatea, dragostea, recunoștința pe care o are față de ofițerul care i-a salvat viața. În ultima scrisoare, înainte de a muri, pe care scris -o i a scris-o, i-a adresat-o ofițerului care îl salvase de la moarte, atunci, în ziua aceea, cu 25 de ani înainte, scurta notă care era trecută în scrisoare conținea următoarele cuvinte. Dragă coleg, vreau din nou să-mi exprim aprecierea pentru încă un an din viață, un an de care nu m-aș fi bucurat dacă nu ai fi fost tu și prețul nespus de mare pe care ai fost dispus ca tu să îl plătești pentru a mă salva. Vreau să știi cât îți sunt de recunoscător. Aceasta a fost ultima scrisoare pe care ofițerul a primit-o de la cel pe care l-a salvat. Dar câtă recunoștință și ce frumos i-a stat, că nu a uitat niciodată că îi se datorează faptul că încă este în viață ofițerului care a riscat propria lui viață. Dragii mei, Dumnezeu a dat propria sa viață pe singurul lui Fiu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. A venit să fie om ca să poată să moară și să plătească prețul răscumpărării noastre. Față de cine ești dator? Dacă sunt oameni față de care ești dator, e bine să încerci să vezi dacă poți să plătești datoria. Dacă nu poți să mai plătești datoria, aduc cumva exprimarea unei recunoștințe. Poate poți să-i scrii o scrisoare. Poate că e posibil să-i dai un telefon și să îi amintești că ai recunoștință pentru că te-a ajutat, te-a salvat într-o anumită circunstanță. Dar mai mult decât atât, aș vrea să ții cont de lucrul acesta, să-ți exprimi iubirea și recunoștința față de Dumnezeu care a disponibilizat plata datoriei tale, iertarea de toată această datorie. Ai dreptul și ai posibilitatea să fii iertat, să fii iertată. Iertarea lui Dumnezeu este la dispoziția fiecăruia dintre noi. Prețul a fost plătit și invitația lui Dumnezeu este vino și să beneficiezi de ea. Întrebarea este, ce vei face? Ce vei face? Dumnezeu să te binecuvânteze, să faci o alegere bună și să te bucuri de ceea ce Dumnezeu îți aduce. Iertarea întregii datorii. În numele minunat al Domnului Isus, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână cu tine, cu casa ta, cu cei dragi ai tăi.